Cei care vor să intre în sistemul de învățământ vor trece prin același travaliu intelectual ca și candidații de la titularizare. Ministerul Educației a semnat un ordin prin care se introduce o probă scrisă cu subiecte unice la concursul pentru ocuparea posturilor de suplinitori calificați. La examenul de suplinire, care va avea un caracter național în 4 august, subiectele vor veni de la minister, vor exista cod de bare, va exista supraveghere video, vor exista centre de evaluare în țară, deci în aceleași condiții în care s-a desfășurat și etapa de titularizare din 13 iulie. Nu există nicio deosebire, în așa fel încât să se elimine pe cât este posibil o influență externă nedorită de nimeni în astfel de situații. Cu tot cu măsuri suplimentare de siguranță, de a doua șansă pentru a intra în învățământ vor profita aproximativ 600 de persoane. Cei mai mulți candidați se luptă pentru posturile de educatori, învățători sau limba română. Avem înscriși în bază de date în acest moment 538 de candidați, candidați care s-au înscris în același moment când s-au înscris și pentru concursul de titularizare din iulie 2011. Mai pot să se înscrie candidați și în perioada 1-2 august. Examenul pentru suplinitor se va susține în data de 4 august la Colegiul Național Traian.